O parte din energia termică furnizată de Ecoterm va fi suportată și de cei debranșați de la rețea. Astfel, cei care au renunțat la sistemul centralizat de încălzire ca să reducă din cheltuieli, nu au scăpat de factura la energie termică. Deocamdată, totul este în fază de proiect, dar s-ar putea ca legea să intre în vigoare în toamnă. Cei mai câștigați vor fi făgărășenii care sunt branșați la Ecoterm. Iarna care urmează intră o nouă reglementare de repartiție a consumurilor pe apartamente, în care un procent mai mare, între 30 și 50% din energia înregistrată de contorul de branșament, se va duce pe părțile comune. Adică fie că ai centrală sau orice altă sursă de căldură decât caloriferele alimentate de Ecoterm, vei fi nevoit să suporți un procent din consumul vecinilor. Oamenii sunt destul de nemulțumiți de această lege, mai ales cei care au cheltuit mii de lei ca să-și pune centrală proprie. Nu e corect. De ce? De ce nu e bani, că uite, ne-o tăiat banii, n-avem bani, nu te stau pe bancă că nu pot să merg, așa mă doare picioarele și nu pot să merg și nu mă ajung. Nu. Așa, fiindcă eu am cheltuit o mulțime de bani până am pus centrala, cei care sunt cu Ecotermul ăsta sau cum Dumnezeu îi mai spune, pe eu când am avut Ecoterm, cine m-a ajutat? Nici statul, nici combinatul m-a ajutat, mi-am plătit, am muncit și mi le-am plătit. Acum, de ce să plătesc eu centrala dumneavoastră? Hai să vă iau ca exemplu. Dumneavoastră Ecotermul și eu să plătesc în două părți? Nu-i cinstit. Și nu-i omenesc. Cum să ne mai rabde el de sus dacă tragem așa? Dacă această reglementare a consumului intră în vigoare, făgărășenii branșați la sistemul centralizat de încălzire ar putea să nu simtă prea tare scumpirea gigacaloriei.